Am modelat revolverul lui Thomas Shelby. Ok, o să îi dau drumul și o să mă uit la el în timp ce vă uitați și voi și o să discutăm pe, pe timelapse. Primul pas pe care l-am făcut a fost să caut cum transform din milimetri în centimetri. Un pas este să iei referințele, le-am importat în Photoshop, am început să... am scos background-ul, toate cele, nu știu de ce am făcut asta, văd că acum background-ul e tot acolo, am făcut materiale în Max, le-am pus pe niște planuri și am început să modelez peste ele. Deci, care a fost de fapt ideea? Ideea e că ai nevoie de profilul obiectului pe care vrei să modelezi și dacă se poate să ai cât mai multe poze și din perspective ca să-ți dai seama de formă și de adâncime, ar fi super bine. Deci ideea e că atunci când te apuci să modelezi, în cazul acestui proiect, blocking-ul a fost cum ar veni primele părți, prima săptămână, cam așa, gen puneam niște forme mai mari, dar după modelarea vine direct peste blocking. De obicei, când începi un proiect, blocking-ul e la început ca să-ți dai tu seama de unde o să fie obiectele, iar modelarea vine după. Și ștergi blocking-ul și creezi piesa finală. Am șters, bun. Deci, am început să modelez peste referință, ce se poate vedea. Am abordat tehnica de a face un plan, da, și apoi încep și extind poligoane în timp ce merg și urmăresc forma pistolului. Chestia e că vrei mai întâi să modelezi, deci cum spuneam și în procesul de blocking, vrei mai întâi să modelezi cât de cât o anumită formă și, spre exemplu, aici mi-am ales să încep cu mânerul, important să ai referințe foarte bune. Chiar am căutat clipuri pe YouTube cu acest revolver când este curățat. Deci era pistolul real și am să vă arăt, am să încerc să găsesc referințele, de fapt, cred că așa e cel mai bine. Am luat câteva poze, asta, spre exemplu, ar fi o referință pentru modul de prezentare, cum ar veni. Cred că am și o scenă, așa, asta ar fi mai... Ok, deci referința principală e mereu în mijloc, asta este cea mai importantă, de pe asta și modelam. Și tot la referința să ne și uitam pentru texturare. Asta este o poză cu un revolver real și mi-a plăcut extrem de mult cât de multe informații are în textură, de cum a fost folosit rugină, urme de ulei, mai ales în zona aceasta unde a fost cel mai mult tuns și zonele care sunt acționate normal cel mai des. Uzura la fel, tot în aceste zone pot fi văzută cel mai clar și normal la mâner. Da, și în rest, tot felul de mici indicii despre cam cum o să urmeze atunci când o să te apuci efectiv să modelezi acest pistol. Bun, și vă spuneam eu că am căutat un clip de dezmembrare și reparare. Exact cum, când a fost produs pistolul, cam cum a fost el construit. Deci e un fel de deconstrucție. Tu îți alegi un anumit obiect și după începi să-l spargi în bucăți, cum este prezentat de altfel și aici. E și o aplicație unde sunt o grămadă de arme și poți să vezi fiecare piese în parte. Și aici avem lucrarea unui director al artei de la Ubisoft. Ok. Deci cam așa ar fi referințele. Deci după ăștia am lucrat. Screenshots, art station, ok, bun, deci cam asta ar fi renderul final, cel puțin unul din ele, nu știu, că am făcut, am o grămadă, foarte însângerat, este o armă a crimei, poate a fost foarte bine prezentat, povestea este prezentată așa într-un mare stil. Da, mult mai multe poze. Acestea, na, sunt din, nu chiar ce avem nevoie, în orice caz. Cam astea ar fi pozele principale. O să
să trec rapid prin ele, ca să ne uităm puțin la ele. Deci, despre detaliile astea vorbim. Și o să le vedeți pe parcursul modelării, cam, cum ajung să fie așa. Ok. Deci, acum modelăm unde o să fie ciocanul acela. Bine, la cât de repede se mișcă acest videoclip, deja am trecut peste partea aia. Mânerul, topologia mea, extrem de frumoasă, deci este minunată. Deci, ce înseamnă topologia? Ideea e că toate aceste puncte, toate aceste linii sunt puse strategic, pentru că tu vrei să folosești numărul minim de linii și de puncte încât să obții forma pe care tu o vrei. Și deși se vede acum că forma, adică nu e rotunjit, spre exemplu chestiile din față trebuie să fie rotunjite, frumos, nu știu ce, o să vedeți că este un anumit program, un anumit tool, de fapt, nu e program, e un altă mai mult, ce ne ajută să obținem acele forme rotunde. Eu decât îi spun programului, măi, cam care ar fi forma. Și el ține cont de anumite principii, spre eu. Deci asta îți rotunjește și îți adaugă poligoane în funcție de ghidul, să zic așa, pe care l-ai dat tu inițial. Deci tu i-ai spus cam pe unde ai vrea poligoanele și după OpenSubDiv îți spune și îți rotunjește formele și toate cele. Și ce fac acum se numește triple fencing. Este o metodă prin care, băi, rotunjește absolut tot. Pentru că, spre exemplu, la un pistol ai zone care sunt mai ascuțite, sunt mai hard edge-uri. Și nu vrei ca programul să rotunjească complet tot. Exact cum se vede și aici. Deci am pus acele linii pentru a-mi delimita zonele unde vreau să fie ascuțită muchia. Și acum, spre exemplu, corectez un pic, aranjez puțin topologia ca totuși să fie. Ideea e că tu vrei cât mai multe pătrate. Deci la noi e foarte important să obții acele poligoane, să obții acele dreptunghiuri pătrate, mă rog. Tu încerci să ai patru laturi. Mereu. Asta este cea mai corectă topologie. Asta e modul în care programul gândește toată treaba. Din câte vedeți și vă uitați așa la topologie, sunt multe probleme, dar acestea se mai corectează între timp. Când am forme rotunde, spre exemplu, mi-e mult mai ușor să încep cu un cilindru sau, adică, pur și simplu, mă ajut și de program un pic ca să-mi dea formele, să nu fac totul de la zero, n-ar avea sens. Ok, continuăm procesul de modelare. Ce să durează? Acum modelăm high poly. Deci sunt, cum am discutat și în clipul anterior, sunt două mari procese care se întâmplă. Bine, uite, aici vedeți, eu de fapt construiesc jumate de pistol și după folosesc simetrie ca să creeze cealaltă jumătate. Pistolul fiind simetric, n-are rost să-l faci jur împrejur, n-ar fi logic. Așa că construiești jumate de pistol și îi aplici simetrie. Și tu lucrezi doar pe o parte, cum ar veni, a pistolului, doar pe o laterală. Da, discutăm de faptul că ăsta este high poly. Ce înseamnă high poly? Adică este mesha cea mai detaliată, are cel mai multe detalii și nu e optimizat absolut deloc pentru un joc, pentru că calculatorul ei și plăci video iar lua foarte mult să încarce toți vertexii ăștia și placă video și procesorul. Și dacă, spre exemplu, scena respectivă ar avea și lumea în care se află pistolul, gen caracterul principal și toate cele, ar distruge complet frame rate-ul, deci nu mai este cel mai convenabil. Spre exemplu, aici pentru a face gaura de pe mijloc de la pistol am folosit un cilindru lung și după l-am conectat. Asta e procesul în care fac high poly-ul, modelul cel mai detaliat. Și după o să prezentăm low poly-ul, care o să se facă după modelul acesta. Low poly-ul este modelul care chiar o să intre în joc. Și tăiat majoritatea zonelor mai moarte, au mai scăpat câteva. Deci e foarte multă muncă pe aceste puncte și pe aceste linii pentru că vrei ca forma să fie ca în referință. Spre exemplu, în multe obiecte au anumite curburi, au anumite linii și margini și tu trebuie să te uiți bine de tot în referință să
să-ți iasă fiecare obiect în parte. Ce fac aici, spre exemplu, este am referința în față și mă uit de foarte, foarte multe ori la ea și iau fiecare milimetru din pistol, îl iau pas cu pas, mă uit la el, continui să lucrez, mă uit la el și tot așa și încerc fiecare formă să fie cât mai apropiată de referință. Am trecut aici la zona trăgaciului. Acesta e cum ar veni protecția de la trăgaci. Tot așa facem jumătate din piesă și cealaltă jumătate o facem cu simetrie, tot așa folosind acel open sative. Chestia cu el e faptul că nu trebuie să-l lași să-ți facă toată treaba. Deci el îți rotunjește piesele, îți pune extrem de multe poligoane pe care ție ți-ar lua foarte mult și programul poate din linie după să-ți facă un dreptunghi. Și am început să extind și să modelez forma peste pe acea linie. Se poate vedea cât de colțuroasă toată treaba și după ce aplic, probabil am pus să-mi faci toată treaba pentru mine. O să încheiem aici. Asta este primul videoclip. Încerc să postez o dată pe săptămână. Într-o zi e Paștele, deci Paște fericit, sărbători fericite pentru toată lumea. Știu că este puțin mai scurt, nu am acoperit nici măcar toată modelarea, dar pe următoarele o să încerc să le fac mai pline de informații, o să încerc să mai tai din zonele în care nu explic sau nu se întâmplă foarte multe. Am avut în jur de 33 de ore de lucru, de filmări efective, pe care le-am dat de 10 ori mai repede, dar oricum este foarte mult, se stă foarte mult, cel mai mult din proiect, de fapt, și o să zicem puțin mai repede peste partea aia în următorul și o să încercăm să explicăm mai mult ce facem la mapare, la texturare și spre final o să discutăm despre randare în următorul set. Așa că vă mulțumesc foarte mult și ne auzim data viitoare!